reacție a PSD după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului, îi cer public să plece. E război total între Klaus Iohannis sublinierei coaliția PSD-ALDE. Presubliniere dintele a cerut public demisia premierului după scandalurile legate de BNR sublinierei de relocarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Cei din PSD au reacționat imediat. Subliniere Oianu s-a dezlântuit în direct la România TV. Ne jucăm cu demisiile sublinierei, eu îi cer public demisia lui Iohannis. Să ne spun concret ce nu e treaba lui cu abuzurile din justiție, el se plimb cu bicicletă. Iohannis să mai citească odată Constituția. Nu mă interesează încrederea doniei sale. Încrederea a fost dată de majoritatea parlamentară. Nu e buricul pământului, se rămân în matca funcției, l-a atacat plesubliniere Oianu pe Iohannis.